Drama astăzi în centrul Timișoarei. Un muncitor care lucra la amplasarea unor schele pe fațada unei clădiri din Piața Unirii și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit, martorii sunând imediat la numărul de urgență 112. Muncitorul care se afla pe o schelă a fost tras de cei prezenți într-un balcon al clădirii, iar o doctoriță aflată în zonă i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de salvare. Se pare că bărbatul în vârstă de aproximativ 60 de ani ar fi intrat în stop cardiorespirator, de altfel fiind cunoscut cu probleme medicale. Colegii săi au povestit că bărbatul s-a simțit rău recent, fiind dus la spital cu ambulanța. Astăzi, echipajul de urgență a reușit să-l resusciteze, însă în momentul în care a fost urcat în mașina SMURD, respira doar cu ajutorul aparatelor. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal din Timișoara. Firma la care este angajat este din Arad și are ca obiect de activitate montarea și demontarea schelelor pentru construcții.